Salutări, domnilor, și bun venit! Începem clipul de astăzi cu o mică poveste, ceva ce mi s-a întâmplat mie recent, ceva din care am tras o mare concluzie. Într-o dimineață, mergeam ca un bedes, drept, privirea înainte, uneori mă aruncam în stânga și în dreapta, doar ca să observ cum o soarbe lumea din priviri. Domnițele erau pe jos, doamnele dădeau cu cotul în soții lor, ei mă urau, eram încrezător. Până mi s-a făcut cald și m-am dezbrăcat de puloverul pe care îl vedeți, ca mai apoi să rămân în cămașă. Iar din senin nimeni nu se mai uita la mine. Ce? Pe bune, dar ce am avut, fraților, că doar mi s-a făcut cald. Nu se mai uită nimeni la mine. Hello! Voi mai sunteți acolo? Și așa s-a întărit proverbul haina-l face pe om, dar nu doar haina, ci și cum o asortezi. Super, pentru că în clipul acesta o să vă prezint 3 ținute de primăvară pe care le construiesc în jurul acestei cămăși. Cu 3 pulovere diferite, dar și importanța layering-ului. Dacă nu sunteți familiarizați cu termenul, el în traducere înseamnă ceva cu straturi. Constă în purtarea mai multor haine, unele peste altele, combinație care să fie plăcută ochiului. Prima ținută este chiar aici. Acesta este puloverul în V. Ne dăm seama după decupajul pe care îl are la baza gâtului. Îmi place foarte mult acest pulover, pot să-l port chiar așa, sau dacă nu, pot să-mi agradez stilul cu o cravată. Îmi place și mai mult că accesoriile precum cravata dau bestial cu acest tip de pulover. Are o culoare cool, poate fi purtat la blugi, la pantaloni negri, blumarini, verzi, etc., etc. Atunci când îmi cumpăr o piesă vestimentară, am grijă ca aceasta să fie foarte versatilă, astfel încât să o port în cât mai multe combinații cu hainele pe care deja le am. Aici avem cămașa cu mucegai, pe care în acest clip o să o numim bază, de deasupra cărea o să dăm jos puloverul în B, pentru a-i face loc cardiganului gri. Griul este o culoare la care poți apela în orice oră cu încredere, deoarece este foarte ușor de asortat. Iar când vine vorba despre cardigan, ușor băiesc cu el, deoarece folosit așa cum trebuie, poate fi letal în rândul domnișoarelor care vă privesc. Îl putem purta mai sport, așa să zic, cu nasturii deschiși, sau putem upgrada imediat stilul cu o cravată. Și dacă tot am vorbit despre cravate mai devreme, de ce să nu punem și aici una? Și putem să fim mai nonconformiști, să folosim una cu buline. Cardiganul și cu cravata parcă sunt complementare, sunt făcute ele din fabrică să dea minunat împreună. Nu am mai devreme că griul este foarte versatil și că merge purtat în foarte multe combinații. Și ca să demonstrez asta, putem face un mic experiment. Sau poate... E cam șifonat asta. Cred că o să rămân la asta. Ei, ce ziceți? Păstrez-l cu câteva efecte noi, efecte care totuși ne duc la ultima ținută din acest clip. Ținuta numărul 3, domnilor, am schimbat cardiganul fancy pe acest pulover la baza gâtului de culoare blomaren. Personal aș purta combinația asta cu niște pantaloni verzi, iar ca layering-ul să fie layering, mă distrez așa de mult atunci când combin haine, dar cel mai important este că pot să le transmit non-verbal celor din jur că am un gust bun pentru stilul frumos. Acesta a fost doar primul clip de acest gen, dar ca să fiți la curent cu toate noutățile de pe canal, vă invit să vă abonați. Eu am fost Victor, pe data viitoare!